Ce e de dor de tata? Da, unii tata tău. A murit. Asta ți-o amin? Dar de ce întreb? Că ești o familie amaretă. Cu 7 copii. Și vrei să le facem un bine și lor? Dacă da. Vreți. Prietene, ce faci? Dă-mi mașluța asta, am un băiețel la casă mic. Mi-o dai? Da, plângeți-o. Mi-o dai, dar o iau acasă cu mine. Da. Și nu ți-o mai aduc înapoi. Am da. Acasă un băiețel mai mic, a tine, eu duc lui. Da. Mulțumesc. Dă mâna cu mine. Câte jucării de astea mai ai acasă? Mașina asta am cumpărat. E singura ta jucărie? Da. Asta e singura ta jucărie. Spuneam înainte că sunt copii care au foarte multe jucării acasă și dacă ceri cineva o jucărie micuță, nu le-o dă, pentru că sunt foarte egoiști. Tu astăzi ne-ai învățat o lecție. O lecție frumoasă. Poate îți dau înapoi mașinuța și te apreciez foarte mult. Poate palma. Mihai, ce te face să oferi singura ta jucărie? De ce ai vrut să oferi mașinuța asta atât de frumoasă? Am văzut și eu la alți băieți și am cerut-o, nu ne-a dat și eu. Dacă nu dă eu, dau eu. Poate... Haide. De ce plângi, Mihai? Ce e de dor de tata? Da, unii tata tău. A murit. Când a murit? Când e tata de 3. De ce a murit tata? Că avea cancer. A avut cancer și a murit? Ești un băiat puternic, da? Ce-ți dorești cel mai mult? Nu mai vreau, tatăl vreau înapoi atâta. Nimic nu mai vreau înapoi.